Filmul documentar Coroana României, realizat de jurnalistul George Grigoriu, a fost prezentat aseară în curtea Colegiului Național Nicu Gane din Fălticeni. Proiecția de gală a încheiat Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, eveniment organizat de Asociația Fălticeni Cultural și finanțat de Ministerul Culturii. Seara a fost deschisă de poeta Alexandra Șved, care a recitat o poezie dedicată reginei Maria. La eveniment a participat și actorul Ștefan Velniciuc. Filmul își propune o incursiune în cele mai importante momente istorice care au dus la încoronarea suveranilor României întregite, eveniment care a avut loc în data de 15 octombrie 1922. La realizarea peliculei au contribuit personalități din lumea academică și culturală a României. Cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al reprezentanțelor Institutului Cultural Român, documentarul a fost lansat și în Franța, Italia, Londra și Portugalia. Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret de la Fălticeni s-a desfășurat în perioada 19-25 august. Pe parcursul unei săptămâni, evenimentul a reunit elevi, studenți și profesioniști din domeniul teatrului și cinematografiei. Festivalul este organizat în fiecare vară, începând din anul 2011, de Asociația Fălticeni Cultural, coordonată de părintele Liviu Vasile Mihăilă.